Prin decretul numărul 6 din 14 ianuarie 1950, semnat de președintele Marii Adunări Naționale, dr. Constantin Ion Parhon, se instituiau legal și stase și înainte, dar fără existență juridică, unitățile de muncă. Decretul cuprindea, printre altele, următoarele. Pentru reeducarea elementelor dușmănoase Republicii Populare Române și în vederea pregătirii și încadrării lor pentru viața socială în condițiunile democrației populare și constituirii socialismului, se înființează unități de muncă. Pot fi trimiși în unitățile de muncă acei care, din faptele sau manifestările, lor direct sau indirect, premejduie sau încearcă să premejduiască regimul de democrație populară, greunează sau încearcă să îngreuneze constituirea socialismului în Republica Populară Română, precum și cei condamnați pentru infracțiuni împotriva securității Republicii Populare Române, care, la expirarea executării pedepsei, nu se vedesc a fi reeducați. Durata reeducării în unitățile de muncă va fi de 6 luni până la doi ani. Ea poate fi redusă sau prelungită raport cu rezultatele reeducării, fără a putea depăși 5 ani. Părăsirea unității de muncă, fără autorizare scrisă, pre Prealabilă se pedepsește cu închisoarea corecțională de la 6 luni la 5 ani. Acest decret încuraja securitatea să umble țara de lagre esclavagiste sclavagiste în care reținuții erau adunați fără cea mai mică justificare, condamnați fără proces pe baza unor liste negre de sute de persoane. Aceste lagre au fost amplasate de-a lungul canalului Dunăre Marea Neagră, în delta Dunării, în balta Brăilei, în exploatări miniere precum Brad, Baia Spire sau Cavnic, ori pe lângă marile șantiere de construcții din țară. Mai în perioada 1950-1954 au fost trimise peste 120.000 de persoane în aceste unități de reeducare și evident că le-au fost ignorate cele mai elementare drepturi, că ce erau ale drepturi pe timpul comunismului. Dacă partidul conducătorii săi, Uniunea Sovietică sau guvernul erau înjurați, cei responsabili erau trimiși automat la muncă forțată. Se era bineînțeles deosebit de grea, deținuții aveau doar dreptul să asculte și să execute dispozițiile șefilor de lagăr care deseori îi agresau verbal și fizic. Ce mai drept, ha? De asemenea, nu mai spun faptul că în aceste lagre de muncă forțată asistența medicală era minimală sau inexistentă. Din păcate, majoritatea deținuților internați aici fiind suferiți de tuberculoză, boli cardiovasculare sau boli digestive cauzate de hrana foarte proastă. După cum mărturisește un fost deținuți, au fost destui cei care au ajuns în situația de autodevorare, practic, ultima fază de zlăbire generală a organismului, când corpul începe să își consume propriile țesuturi. Istoricul Dorin Dobrincu, fost președinte al Arhivelor Naționale, declară faptul că cei care au a ajuns acolo, de regulă, nu știau de ce au fost reținuți, nu existau decizii judecătorești, erau niște hotărâri ale Ministerului de Interne. Au fost internați oameni sub acuzații neprobate. Anii 1950-1952 au ajuns în unități de muncă aproape 20.000 de oameni. Le au fost desfințate în 1952 și transformate în colonii de muncă. Munca forțată a fost o realitate în România comunistă până în anii 60. Condițiile de muncă din lagărele și coloniile comuniste au fost dintre cele mai dure. Deținuții erau puși să muncească până la epuizare în condițiile în care normele erau mărit de la o zi la alta, iar hrana era un fel de terci lipsi de proteine. Îndeplinirea normei zilnice atrăgea pedepsirea leneșului prin bătăi la țezutul gol, atârnarea lui cu capul în jos sau aruncarea lui la carceră. Ca urmare a frigului, foamei și mai ales a muncii stovitoare la munte dintre lagrele canalului Dunere, Marea Neagră se înregistra în 1952 o medie a mortalității de peste 30 de deținuți pe lună. Octavioza, președintele Asociației Foșilor Deținuți Politici, are memorat faptul că care eram tineri, toți eram trimis la muncă. Stalin l-a inspirat pe Gheorghiu Deji, a spus faci un canal cum am făcut noi Volgadon. I am fost arestat cu ultimul val în 1958 și am fost la digurile de pământ din Balta Brăilei, din Delta Dunării, am fost la Stuf. Programul de muncă silnică era zi lumină, fără sâmbătă, fără duminică. Condițiile de cazare erau mizerabile. În 1 ianuarie 30 iunie 1960 au murit 10 persoane lângă mine. Eram lipsit complet de minime condiții de igienă și asistență medicală. Deși în perioada următoare numărul persoanelor încarcerate pe motive politice s-a diminuat semnificativ. Significativ fenomenul nu a dispărut însă în totalitate. Fenomenul Pitești a reprezentat un experiment de reeducare ce constant distrugerea psihică a individului. Asta operațiune a început în 1949 la închisoarea de la Pitești. Majoritatea victimilor erau studenți tineri între 18 și 27 de ani ridicați sub acuzația de subminare sau complot împotriva regimului comunist. Se acuzații de fascism contra victimelor de la Pitești erau de altfel fictive. Mulți tineri erau închiși exclusiv pentru că nu susțineau cu elan noi conducători. Încă din 1948, primul an de Republică Populară Română, Regimul a pornit o vastă operațiune de spălare a creierilor, cunoscută în închisori sub numele de reeducare prin tortură. Tortura nu consta numai în tortură fizică, ci era în primul rând o tortură psihică. Ce făcea deținutul să cedeze psihii și să asculte necondiționat de torționarii săi măcar pentru o clipă de liniște. Ceea ce face unic experimentul pitește faptul că deținuții erau sub permanentă teroare pentru că victima era tot timpul în aceeași celulă cu agresorul care nu îi dătea niciun moment de răgaz. Zăbiți fizic, miliți, torturați uneori de prietenul cel mai bun, mulți au cedat și au devenit la rândul lor agresori. Scopul bătăilor și umilințelor interminabile era obținerea de informații despre cei rămași în libertate. Fiindă să vorba de elevi și studenți, informațiile de care dispuneau erau limitate la mediul familial sau universitar. Informațiile reale se terminau șeful torționarilor. Eugen Surcanu, deținut devenit unealta securității, le cerea victimelor să-și bată și să-și tortureze la rândul lor colegii de suferință. Alin Mureșan, istoric, declara faptul că au existat cazuri de oameni care au nebunit, care au inventat organizații, relații, povei. A existat un caz foarte cunoscut la Gherla, în care un deținut a reușit să-i șoptească altuia. Te rog eu, spune-le ce vor să audă că nu mai suport eu să te văd atât de torturat. La care omul a răspuns, nu mai am ce să le spun, am inventat povești și organizații în toate satele pe care le știu, cu toate numele și cu toți oamenii pe care îi cunosc, nu mai am ce să inventez. Unii deținuți au încercat să se sinucid. Un moment dat, un deținut a reușit să spargă un borcan și cu cioburile și a tăiat venele. Fost descoperi repede și pansat. În luna februarie 1950, doi dintre deținuți, când erau duși dintr-o parte în alta închisorii, s-au aruncat de la etaj cu capul în jos și au pe loc. Securitatea a fost chemată, bineînțeles, de către comandantul închisorii, iar ofițerul care a venit a avut un comentariu foarte dur. Păcat a murit pentru că mai avea atâtea de spus, mai avea ceva informații de dată. După cele două incidente, locul a fost securizat cu o plasă de sârmă cei care acceptaseră să treacă toate etapele, așa zis ei reeducări, de la denunțul la utădenunțuri, la bagiocorirea familiei și a lui Dumnezeu, deveneau paznici în celulă și bătăuși. Ministrul de interne și Securitatea nu au oprit violențele extreme nici când oamenii au început să moară din cauza torturilor. Ordinul era obținerea de informații prin orice mijloace. Nicolae Purcăre a fost deținut politic. Trebuia tu să te autodenunți, să spui toate păcatele dacă le aveai sau nu le aveai și mai mult să fabulezi. Asta era cel mai important, să fabulezi, să spui despre părinți că au fost să spui despre prieteni că au fost, despre cunoștințe, despre fete care erau depăvate, că erau un fel și închip. S-a dat o amploare nemaipomenită încât, într-adevăr, nu mai știai care o fi adevărul. Bătăile continue au fost oprite abia în mai 1951, când informații privind demența metodelor de la Pitești răzbătuseră dincolo de zidurile închisorii și au ajuns în lumea liberă în Occident. Pătau reputația regimului comunist, iar în plus, luptele de putere de la vârful PCR au dus la înlocuirea ministrului de interne, Teohari Georgescu, cu Alexandru Dărghici, astfel Eugen Țurcanu a devenit sapul ispășitor ne a fost forțat să declare că a făcut totul în calitatea sa de legionar, decis să compromită regimul comunist al Republicii Populare Române și condamnat la moarte în urma unui proces cu ușile închise. A fost executat la 17 decembrie 1954. Asta a fost tot, vă mulțumesc că v-ați uitat, nu uitați să dați like și să vă abonați, iar dacă vă place acest videoclip să-l împărtășiți și cu prietenii voștri, vă aștept opiniile în comentarii, dar până data viitoare m-am dus. La revedere!